că începând de anul trecut, Guvernul României a aprobat printr-un memorandum un proiect de dezvoltare și promovare a turismului de sănătate, inițiat de Ministerul Turismului și Ministerul Sănătății, și că toate aceste acțiuni se desfășoară sub egida Guvernului și cu sprijinul acestea. S-a plecat de la faptul că avem un potențial nefolosit în acest domeniu al turismului de sănătate, cu cele două componente ale sale, turismul balnear și turismul medical. Așa cum vă spunea și domnul Borșan, pe turismul balnear s-au făcut niște pași înainte, dar încă este de lucru. Pe turismul medical este prima întâlnire cu acesta, adică a doua, dacă ținem cont de faptul că o parte dintre dumneavoastră au fost prezenți la Guvern marți, unde am discutat acest aspect. Întâlnirea de astăzi și de zilele care urmează are drept scop de a defini ce înseamnă un pachet de turism de sănătate sau un pachet de turism medical. De aceea sunt invitate personalități din afară cu experiență în domeniu. Trebuie să știți că care furnizorii de servicii medicale în România, că dacă nu vreți, dumneavoastră deja sunteți în chiar dacă nu vreți, dumneavoastră sunteți deja în competiție cu furnizorii de servicii medicale din Europa, ca urmare a apariției Directivei 24. Pentru că furnizorii de servicii medicale private, sau furnizorii privați de servicii medicale, mai bine zis, au ca beneficiari în general populația din România într-o relație contractuală cu casa de asigurări, dar persoane care își pot permite să plătească ceva în plus. Dacă nu vă pregătiți pentru competiție cu furnizorii din afară, acele persoane care au un potențial financiar suficient și care ar trebui să constituie, chiar din România, care ar trebui să constituie pentru dumneavoastră piața, se vor adresa altor furnizori din afară, că le va fi foarte ușor să o facă. De altă parte, dacă planul dumneavoastră de business se bazează doar pe resursele financiare interne, probabilitatea ca să vă puteți dezvolta în continuare este limitată. Din discuțiile pe care le-am avut sporadic cu reprezentanții dumneavoastră sau cu oameni din turism, am constatat că nu există un concept, o gândire integrată a ceea ce înseamnă turism de sănătate. Pentru că aici nu este vorba doar de servicii de sănătate sau doar de servicii de turism, sau este vorba de integrarea lor și de asigurarea calității acelor servicii, siguranței turistului din sănătate, care este un turist vulnerabil, un turist care poate să sufere prejudicii care trebuie să și le acopere într-un fel. Și atunci, problema pe care o avem este să demonstrăm că aceste pachete de servicii sunt adevărate, asigură, dau siguranța și securitatea pacientului, dar avem o mare problemă cu care ne confruntăm. România nu este la ora actuală o destinație credibilă. Ca să devină credibilă, nu va veni nimeni din afară să o facă credibilă. Noi suntem cei care trebuie să o promovăm. Atunci, aceste acțiuni, începând cu asta de azi și cu celelalte pe care le vom face ulterior, au menirea să promoveze acest, să dezvolte și să promoveze acest turism de sănătate. Eu mulțumesc. Încă un lucru foarte important pe care vreau să-l precizez, este că nu Guvernul face turism de sănătate, nu va face niciodată turism de sănătate. Guvernul s-a implicat în această activitate, în această acțiune, pentru a da credibilitate. Dar credibilitatea o poate da numai cu sprijinul dumneavoastră. Deci această activitate este o activitate privată, chiar dacă sunt implicate inclusiv instituții de sănătate publice. Pentru că și instituții de sănătate publice pot să facă turism de sănătate, pot să dea servicii, să exporte servicii medicale, așa cum și instituții de sănătate publică din Europa fac acest lucru, unde exportăm noi pacienți. Dacă nu vom exporta servicii medicale, vom exporta pacienți. Eu mulțumesc organizatorilor, mulțumesc pentru invitație și vă doresc succes.